România se confruntă cu situația alarmantă. Pacienții diagnosticați cu melanom ocular metastatic riscă să rămână fără tratament. Până acum, accesul lor la terapia imuno-oncologică a fost oferit gratuit de compania producătoare printr-un program special. În România sunt aproximativ 22 de pacienți cu boala în stadiu avansat, care nu vor mai putea beneficia de tratament din cauza costului. Cel mai bun suport psihologic este să ne vedem noi aici împreună, să luptăm, să stabilim un plan, să știm că avem o perspectivă. După aceea vine și partea cu mă duc să, mă rog, să mă iertați că sunt așa de tranșantă, dar nu suntem aici pentru suport psihologic. Suntem aici pentru că vrem acces la un tratament. Oamenii aceștia în câteva luni pot muri. Tratamentul se administrează o dată pe săptămână și costă aproximativ 16.000 de euro. La finalul lui 2023, tratamentul a fost inclus de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pe lista medicamentelor compensate, însă acest lucru nu s-a concretizat până acum. Am sperat, desigur, că terapia va fi inclusă în lista de medicamente compensate în aprilie 2024, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Între timp și programul de donații al companiei Immunocor, mediat de firma Medison, se va încheia. Programul a început în luna aprilie 2023 pentru o perioadă de un an și, credem noi, un număr fix de doze. Cât de grav este diagnosticul de melanom ocular metastatic, a explicat chiar un pacient care suferă de această afecțiune. Pe o incidență estimată, pentru că fiind o boală rară, incidența probabil că e dificil de estimat în condițiile în care nu avem registre de cancer. Compania s-a gândit să finanțeze pentru o perioadă de un an de zile un număr de pacienți. În cazul institutului nostru a fost vorba despre un număr de 6 pacienți estimați că am putea să îi includem și pentru o perioadă care să primească tratament pentru o perioadă de un an de zile, estimând cumva că în această perioadă de un an de zile va urma și rambursarea medicamentului. Programul a început destul de greu, primele formalități au durat, dacă ideea a fost odată cu aprobarea medicamentului în Uniunea Europeană în decembrie 2022, de fapt primii pacienți au fost incluși în aprilie. Pacienții români riscă să rămână fără soluții de tratament, reducându-le astfel semnificativ șansele de supraviețuire.